Salutare, oameni și oameni, sunt Dani și bine v-am găsit la un episod din seara asta de PUG, aici cu Ustinel. Salut, Ustinel, lumea. Ne jucăm din nou PUBG pentru că v-a plăcut destul de mult episodul trecut și am stat 8000 de like-uri la acel episod pentru că așa a cerut Ustinel. Astăzi ne jucăm din nou PUBG și nu știu dacă o să luăm puiul. Ustinel are un, să zic așa, nu știu cum să vă zic, Ustinel e destul de slab, să zic așa, și probabil o să ne bage cu jucători mai slabi, deci e posibil să luăm puiul. E nasol că ăsta cu care filmez eu ecranul telefonului nu mai înregistrează sunetul și o să-l auziți din telefon, ceea ce e destul de aiurea. Probabil o să trebuie să-l dau, cred că, un pic totuși mai încet, ca să nu se audă totuși prea tare, că dacă o să tragem, o să fie nasol rău, 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 rău. Hai să trecem și acum, câte like-uri vrei să strângem în acest moment? Sigur că da. Mă gândesc. Cum te gândești, da? Dar și am văzut că joacă cumva așa. Gen. Vezi? Cred că... Trebuie să-mi fac și eu, nu știu cum poate să joacă cu două degete așa, cu patru degete, nu pot. 9000 de like-uri, gata, de asta. Hai să vedem. Bă, îmi dăm follow, nici nu știu dacă putem să ne dăm follow, mai pe follow? Haideți, băieți, să strângem acolo câte like-uri sunt și Ustinele? 9000 de like-uri și să vedem dacă reușim să facem ceva bine. Văd că mai sar o gărgie pe aici. Dacă nu o să fim aici, sper că nu, pentru că nu... Nu-mi place să fiu doar eu, dar uite, mai sunt niște gagi în partea aia. Hai că mai sunt gagi, sunt. Sunt destui gagi. Justine, vezi că aici e pe bătaie. Bine. Ai grijă să nu omierlești. Lutează. Vezi că ăștia nu ar trebui să fie prea buni. Ar trebui să îi rupem, da? Ia armă și ai grijă. Joacă-te la sunet mult. Hai, băieți, hai. Eu mă iau fix după tine. Că n-am da, pentru că așa... Da. Că te dă rifală. Nu știu unde să aterizăm pe aici, sincer. Vine aici în stânga undeva. Mamă, ia să lăsă mai bine, cred că noi ne găzărăm prost rău. Aoleu. Nu știu ce auzi impresia că și pe aici sunt lucruri, dar văd că nu prea sunt. Nu prea sunt deloc. Ia să vedem. Du-te tu pe acolo. O grenadă, super. O să le dau cu ea în cap. Sigur că da. Mamă, cât de prost căzură, nu vine să cred. Un MP ăla e. Ia-l. Mai au armă pe aceea, nu mai e? Mamă, vină după mine. Poate, uite mai o casă aici, Doamne ajută. Un pistol, nu un pistol, o armă. Orice. Eu am un numai. Aoleu, tragă ea. Mă arunc după noi. Un pistol, un Deagle. Vai de viața mea. Scar. Lasă-mi-l mie. Vine mă, ia-l. N-ai gloanțe verzi? Să-mi dai și mie. Ia, stai. Verzi? Nu? Înseamnă că l-a lăsat răbăieții. Că fac călutară. Înseamnă că ăștia de pe aici au lu bun. Tu încărcași? Mhm. Bine. Sniperul ăsta. Semi-automat. Vestan, ghiozdan. Uite, ghiozdan de 2. Și încă unul aici, dacă vrei. Vestă de 2. Okay. Vestă nu ajustă până aici. Uite un om. Puteți să le iau un loc de ăsta, că nu prea am glanță la ăla. Ia. Medkit. Încă un Red Dot aici. Da, mamă. Oh, M4. Bă. Sigur. Ia tu scarul dacă îl vrei, dar n-am glanțele alea. Păi, lasă. Ăsta nu știu ce e. Ăsta este bun. E bun? Se trage la distanță, da. Dar nu cred că se trage la distanță. Lasă-l că e aici cu mine, Justin. Ăștia nu lupta deloc aici? Nu. Aici cu mine, nu-l vezi? Se joacă cu mine. Așa. Uite încă un M4 dacă vrei aici. Ok. Dar fără glanțe. Îl iau un loc de ăsta de la distanță? Ai putea. Hai să coborăm de aici, că aici nu mai e nimic. Și ar trebui să mergem noi spre zona, că e destul de departe. Ar trebui să găsim o mașină. Asta zic că mai un 2 ori pe aici, pe undeva. Mă, bani ăla e? Pe un MP invers, băieți. Hai. Sări jos? Aha. Nu-ți lași damage? Ba da, o grămadă. Lasă. Stai, că eu nu vreau să-mi iau damage. Îmi dau un energy drink și aia e. Eu nu vreau să-mi iau atâta damage, sincer. Hmm. Nu te oprești aici la blocuri la școală? Ha? Trebuie să cineva. Uite-l în spate. Mișcă-te, bă! Stai că-l văd. Bă! Te-l tragi după noi, mă?
Furbosul. Da, și eu trebuie să... Și tu trebuie să-și? Da. Nu știu, cred că trebuie hergea sau ceva, că muri cam repede. Păi da, că și eu trebuie să-i. Trebuie să iau miniu. Mm. Ok. Ok, hai înapoi. Chirești. Sau încă să tăi noi ca băieții. Hai, mașină. Da? Să ne ducem mai prin mijloc. Trebuie să dea un energizant. Că mi-e sete, Justiner. Dacă a făcut rând de un kill. În sfârșit. Făcuși un Făcui, kill. Făcui, da. M-am nevoie de gloanțe. De care? Verzi, tu câte ai? Verzi? Am 114. Nu, nu, hai, îmi dă-i. Nu mai trebuie. Asta trebuie și ție. Să nu spui când să mă opresc. Vă spun, dar pe aici sigur să ajută băieții și lutară. Ia-te omul, ia-te omul, oprește, 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 oprește. Ia. Bă, dar... Ce cu furaia? Normal. Deci eu trebuie să iau o grămadă de el și trebuie să știu. Dar ce vrei că mă dau jos de mașină, e buguit, gen. Nu știu, una K. M76, foarte bunul ăla. Dar nu... Cred că îl iau, sincer, M762. Îl iau pentru că nu... Nu avem destul de gloanțe. Ia, 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 îi vă zic. Vă zici unde? Zii coordonatele. Sud-vest 220. Uite-l văd. Ia, că ieși cu echipierul lui. Vă zic. N-am scopul. Bă, dar nu nimeresc, mă. Aoleu! Ce? Răspunde-te, te lua? Da. E foarte low. Stai că mă duc după copac. Să-mi dai și mediu. Ce mă lase. Stai puțin. Să-mi dai o heal întâi. Ascunde-te. Hai. Că am două medkit-uri dacă e ceva. Nu, nu e bună asta la distanță, sincer. Trebuie să pun scopul de... Hai mă, udată. Dată mă, că nu mori. Știu, da. Na. Ce cauți încolo? De ce nu străși aici după copac? Nu știu. Păi nu știi, ca să-ți dau revive aici în mijlocul drumului? Mhm. Păi... Bine că ai văzut și oricum. Hai să-ți bagi medikit-ul. Medikit-ul. Oloo, câte... Ia vezi gloanțe verzi aici. O grămadă. Ia să-mi bag un medikit. Ia o mașină. Nu știu unde. Ce este o motocicletă? Așa să-mi bag medkit-ul că e grav. Faci de ceva, dar într-o parte, știi? Mhm. Ia-te unii, ia-te unii în față. Unde? Se dublă gara după de la 265, vină pe aici. Ia așa pe partea asta de alului. Ia așa după mine, mă vezi? Aha. Așa pe partea asta. Fură după de ala acolo în față și dacă mergem așa, poți să ne vadă, știi că sunt third person. Mhm. Ia-te, uite, vezi? La 265, fugem acolo. Ia-l. Unde-i celălalt? Nu știu unde, dar nu pot să-l nimeresc pe ăla. S-a băgat după piatră sau ceva. Las că veni eu după el. Nu, lasă, nu-i dar nu mă omor neapărat. Salut! Poate vine fratele lui după el. Andrei! M-a învârt în jurul lui. Da, eu de lămpui mie. Bă, ați v-ați pus să-ți iei kill-ul, nu? First aid. Cască m-a dat băiatul. Stai așa. Iată unul, văd. La, la 300 și ceva, era aici, după piatra asta. Se băga acolo, la 305, pe acolo, pe undeva. 305? Aha. După maldărul ăla mare, ai grijă. Îmi duce prea în față. Și atunci vine un pic. Bine. Dar nu-l văd. 305. Sau mi se păru oare. Dar nu, iată-l, iată-l pe burtă aici. Unde? Bă! Nu-mi facem partea asta, vin aici. Între pereții ăștia mulți de aici. Nu-l văzut jur.
Eu zic că era pe acolo. Tu vin aici. Păi eu vin, dar... Hai mai repede, hai. Hai, mă! Hai mai repede, Justin. Hai, hai că ne grăbim, Justin. Băi, tragă ea, tragă ea! Unde trag? Trag din spate. Ma nu, ia uite. Da, aici, ia vin aici. Unde sunt eu. Mă, da, mișcă-te mai repede, hai. Chiar după mai durează încă Dar 10 nu-i văd. secunde să-mi dau ăla. Nu-i văzut deloc. Medkit. Și nu-i văd pe gagii. Gata. Bravo, scăpași. Unde-s mă dobitocii? Nu știu, dar nu te expune că n-avem de ce. Suntem în zona oricum noi. Ia. Eu te trag. Nu-i văd. Nici eu. Că trag după tine, ești acolo expus. Ești Stai expus că sunt pe burtă. Da, da, ești expus. Unul aproape aici, odl. Gata. Dar nu cred că era doar asta. Adică ăsta era singur, dar nu cred că ăștia trasă rău, până ai grijă. M762. Oare gulanțe verzi la acolo? Nu știu. Trebuie să mă uit. Hai că s-ar putea să luăm puiul. Hai că-l luăm, dă-i în puii mei. Pe băieți. Ia. Hai te-ți trage. Nu-i văd. Trag după mine. După tine trag? Aha. Bune? Aha. Cred că mă bag eu după de ăsta aici, că nu-i văd. Ia. Te luară? Nu, da. Adică trag din o grămadă de părți. Nu-i văd. Vino aici unde sunt eu, a scurge acolo. Vino aici. Stai că nu te văd, așa. Da, îl văd, îl văd. Ascunde-te, ascunde-te, ascunde-te. Te văzut. Ascunse-i. Ia! Cum mă luăm, mă? Mă luă și pe mine. Deci nu înțeleg cum era pe burtă. Trăgeam, eu trăgeam un el, dar nu nimeneam absolut deloc. Și eu eram după stâncă și trasă prin stâncă. Dacă nu te iuzi să-i stăpui și tu acolo ascuns, trebuie să te dai în picioare. Aia e. Cam atât cu acest episod. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați un de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.